După mai bine de 2 săptămâni de stat în căsuța pregătită împotriva vântului și a frigului puternic, pelicanii au ieșit în aer liber. Păsările masive s-au urnit cu greu, dar încet, încet, una câte una, s-au îndreptat spre lac. A urmat un întreg ritual de aerisire, curățarea penajului și dezmorțirea aripilor. Microrezervația delfinariului n-a avut niciodată un număr fix de pelicani, pentru că multe exemplare sălbatice își găsesc adăpost aici pe timpul iernii. Au parte de o masă gratuită și fără efort, așa că pelicanii sălbatici aterizează printre cei domesticiți și le țin companie. Parte din ei sunt din patrimoniul complexului muzeal, intrați în diferite perioade de timp. Parte din ei sunt liberi în natură, dar noi le asigurăm condiții de hrană și adăpost. Deja sunt roz, semn de perioadă de împerechere. De acum înainte, pelicanii sunt dispuși să-și formeze perechii și cuiburi pentru a depune ouă în perioada mai caldă. Odată cu prima ieșire din iarnă, unii au început să-și exerseze zborul. S-au desprins cu greu de sol și au făcut câteva ture de lac prin aer. Au aterizat doar când le-a fost adus prânzul. Te dați masă de prânz la pelican? Da. Ce mănâncă pelicanii? Pește, caras, mășoară, plătică. Așa ceva avem să le dăm să mănânce. Asta e cam 2 bacuri. Să înțeleg că este un meniu special sau? Asta este masa lor, care ce mănâncă ei de obicei. Noi ne-am pregătit și cu, în sensul că am băgat mai multe paie ca de obicei. Hrana este mai multă ca până acum. Cam cu cât le-ați mărit? Deci cu vreo 2-3 kg în plus față de ce aveau în timpul vechi. Pelicanii din microrezervație sunt atât de bine îngrijiți încât s-au deprins cu oamenii. Pelicanul Costică se plimbă pe aleile betonate ca la el acasă, fără frica vizitatorilor. Costică, ia o mâncă la fără. De pieta noastră. S-a învățat de personalul și cu paznicii și cu vizitatorii, cu tot ce absolut s-a învățat. Și ce face? Vă însoțește? Da, 3-4 drum de aici până la poartă. Ați răspunsat mai mult, că astfel nu prinde. Da, bineînțeles. Nu doar păsările primesc atenția cea mai bună, la fel și cerbii, căprioarele, zebrele și porcii mistreți. Cantități suplimentare de hrană are toată lumea din microrezervație ca să treacă iarna cu bine.